Interes crescut pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, ministrul dezvoltării Cecheotilo a anunțat că instituția pe care o conduce a primit în mai puțin de 24 de ore peste 180 de cereri, în valoare de peste 3 miliarde și jumătate de lei pentru programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic. Cele mai multe dintre acestea, peste 120, au fost depuse pentru clădiri multietajate cu destinație principală de locuință, iar restul pentru clădiri de interes și utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităților și instituții lor administrației publice centrale sau locale. Ministrul Cecheotilu a precizat că anul acesta Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat va avea un buget de 200 de milioane de lei din credite bugetare și 500 de milioane de lei credite de angajament, iar finanțarea este de 100% ministerul, ministerul nesolicitând cofinanțare nici de la locatar, nici de la autoritățile locale sau centrale. În schimb, proprietarii locuințelor consolidate nu le vor putea vinde timp de 25 de ani, altfel vor trebui să dea banii înapoi. Cetățenii pot să să depună cererile de finanțare pe platforma digitală investiții.mdlpa.ro până pe 20 februarie, urmând ca în 30 de zile Ministerul Dezvoltării să verifice administrativ și să centralizeze solicitările transmise în ordinea cronologică de înregistrare.